Bun găsit, Alex! Bun găsit, domnilor și domnilor! Vești bune de la meteorolo Meteorologi! Pentru următoarele zile, vremea se menține caldă, mult mai caldă decât de obicei, însă de la sfârșitul săptămânii, temperaturile vor coborî semnificativ. Astăzi vorbim despre maxime de la 6 și până la 16 grade. Soarele va predomina. Doar pe al locurii vor fi posibile precipitații. O formă de ploaie, la lapovite sau din soare în Carpații Orientali și vântul se va intensifica pe crestele montane. În capitală astăzi vremea rămâne mai caldă decât de obicei, se vor înregistra 16 grade, chiar mai cald va fi decât ieri, cerul va fi variabil, vântul va avea o prezență moderată, Temperatura dimineții va fi de 2-3 grade. În regiunile de munte, în cursul zilei, pe alocul este posibil să plouă sau chiar să apară la poviță unui pe crestele Carpaților Orientali. Va predomina oricum soarele. Pe timp de noapte, precipitații mixte vor fi și în Carpații Occidentali. De asemenea, vor fi intensificări ale vântului în Carpații Orientali pe timp de zi și în Carpații Occidentali pe timp de noapte. Mâine, vremea va fi în continuare caldă, chiar mai caldă pe alocul, Ia Se anunță maxime de la 7 și până la 17 grade. Cerul va fi variabil, din nou va predomina soarele și doar pe locuri vor fi posibile ploi slabe, însă la peste 1800 de metri precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul din nou se va intensifica pe creste, dar la cote mai reduse se va simți prezența lui și în zona litoralului, ori în regiunea sudică a Banatului. În capital, vremea va fi plăcută și ca aspect, cerul se anunță variabil și doar în partea a doua nopții vor apărea norări. Atunci când este posibil să plouă, temperatura maximă va fi de 14 grade, iar vântul rămâne moderat. În duminică se răcește semnificativ vremea în regiunea nordică și centrală a Moldovei, pe când în restul teritoriului rămâne mai cald decât de obicei. Până pe timp de noapte, atunci când temperaturile vor coborâ semnificativ în toată țara. Vor fi așadar maxime de la 0 0,2 grade în regiunea nordică a Moldovei și până spre 14-16 grade în zona Dobrogei. Aspectul vremii însă se schimbă peste tot, vor fi precipitații predominant o formă de ninsoare în zona Moldovei, în jumătatea nordică, dar și la munte. În Maramure și Transilvania la început vor fi ploi spre seara, acestea se pot transforma în lapoviță și ninsoare. În restul țării vor fi precipitații sub formă de ploaie cu tendință de transformare în lapoviță și ninsoare pe alocuri. Vântul se va intensifica în zona montană înaltă, dar și în regiunea vestică, centrală, ori în estul țării. De asemenea, vor fi condiții de formare a poleiului. În capitală, temperatura aerului mai coboară puțin față de sâmbătă. Duminică vor fi 12 grade, însă cerul va fi acoperit de nori și va ploua de-a lungul zilei. Cam atât despre vreme. Numai bine vă doresc.